Platforma Demnitate și Adevăr vrea să propună Parlamentului două proiecte de lege prin care ar spori autonomia financiară și puterea de decizie a autorităților publice locale pentru proiecte de finanțare și infrastructură. Primul proiect se referă la scutirea administrațiilor locale de nivel 2 a taxei pe care trebuie să o achite pentru exploatarea resurselor naturale, în jur de 60%, în timp ce restul celor 40% ar urma să meargă în bugetul de stat. Excepție fac municipiile Bălți și Chișinău. Dacă s-ar vota un asemenea proiect, potrivit celor de la platforma DA, încasările la bugetele autorităților ar crește cu până la 26,5 milioane de lei. Al doilea proiect se referă la accesibilitatea primăriilor către proiectele finanțate de stat, mai exact la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Platforma DA propune reinstituirea celui 1% din bugetul de stat pentru asemenea proiecte, în condițiile în care necesitățile autorităților publice locale se ridică la ordinul miliardelor, iar statul acordă câteva sute de milioane. Cele două proiecte de lege urmează a fi înaintate în Parlament, trecute prin comisii și, dacă vor fi aprobate, adoptate de către deputați.